Vă salutăm, prieteni! Alături de noi astăzi este o invitată cu totul și cu totul specială. Este invitata cărui nume este legat de marile performanțe în atletismul românesc din ultimii ani. Nu este nimeni alta decât Mihaela Merinte. Bine ai venit alături de noi, Mihaela! Bine v-am găsit și mulțumesc de invitație! Mihaela, acum o să trec foarte scurt, deși toată lumea cam cunoaște, cine ai fost tu? Fostă recordmenă mondială cu o aruncare fabuloasă de 76 de metri și 7 centimetri, campioană europeană la Budapesta, campioană mondială la Sevilla, dublă campioană mondială universitară și numai locul 3 la Jocurile Francofone, o competiție atât de dragă mie. Nu știu cum e posibil locul 3 la Francofone când ești campioană mondială, dar te gândesc de toate astea. Ești antrenoarea Bianca Gelber, care a fost locul 6 la campionatele, locul 5 la campionate mondiale, locul 6 la Jocurile Olimpice și proaspăta campioană europeană. Avem în sfârșit o campioană europeană după foarte, foarte mulți ani. Pe lângă Bianca, mai e și finalistul de la Jocurile Olimpice, de la Surița, Alexandru Novac, un tânăr de reală perspectivă. Cum reușești, Mihaela, să menții acest echilibru între a antrena și proba atât de dragă ție, unde ai avut rezultate excepționale, și Surița, antrenând un băiat? Da, într-adevăr, sunt două lucruri diferite. Una pe care nu mi-a plăcut să o fac niciodată. Aruncarea Surițe, chiar spuneam că nu-mi place să fac această probă, dar se pare că și antrenor a reușit să o duc foarte bine până la capăt. Adică nu până la capăt, vorba vine până la capăt. Am reușit cu acest sportiv, Novac Alexandru, să arunce 86 de metri, care este un rezultat extraordinar. Și cu 86 de metri poți lua și medalie olimpică. De specificație că ultima medalie olimpică a fost la Megelia, numai cu, 30-40 de ani, poate, la aceeași probă. Spune-te, rog, Mihaela, tu ai început să lucrezi cu Bianca Gelber destul de recent. Povestește-mi, pentru că nu vreau să merg foarte, foarte mult în urmă. Povestește-mi, te rog, cum a ajuns ea la tine, cum ați ajuns să colaborați, pentru că voi la un moment dat, în trecut, ați fost chiar și adversare. Cum ați ajuns să colaborați și cum ai găsit-o, cum era la momentul respectiv, pentru că ea a avut o întrerupere, înțeleg. Noi am vorbit și cu fostul președinte al Federației, Florin Florea, și ne-a spus că la un moment dat ea întrerupsese activitatea sportivă, s-a dus muncă de convingere, după care a fost readusă în marea performanță. Da, într-adevăr, această sportivă, în 2019, a fost la o competiție cu alți sportivi. Eu n-am fost la acea competiție pentru că eram director la SCM Bacău în perioada aceea. Și vorbim cu sportivii, vorbim cu antrenoarea federală, Țermure Mirela, tot a zis că ar vrea să schimbe ceva pentru că nu mai reușea să treacă de acea barieră, adică se chinuia să dea 65-66 de metri, mai scăpa un 68, nu avea o constanță acolo sus să poată să crească în performanță. Și a zis că ar trebui să facă o schimbare, să poată să depășească. Ea a crezut că poate în ea și poate să ajungă la un rezultat mult mai sus. Ținând cont că în 2010 a dat 73-52, un rezultat foarte bun, dar din 2010 nu a reușit să-și depășească această performanță. Vă dați seama, deci din 2010 până în 2019 sunt 9 ani de zile. 9 ani de zile puteai face foarte multe, să ajungi la o performanță mult mai mare atunci, mai ales că ea fiind la începutul senioratului, putea să ajungă să îmbată și recordul, putea să ajungă să facă o performanță mult mai mare,
dar nici acum nu-i târziu. Bine că a venit la mine în 2019 prin antrenarea federală Mirela Zărmea și prin sportivii mei. Și chiar atunci când mi s-a spus să o iau, să o antrenez, n-am ezitat deloc, pentru că știam ce poate, știam ce pot să fac eu și împreună am crezut în mine că voi scoate un medal bun cu ea. Și după cum ați văzut, a reușit să ia medalia de aur la campionatul european, a venit să lua locul 6 la Jocurile Olimpice, a luat locul 6 la campionatul mondial. Dar ținând cont și de accidentările pe care le-a avut, nu am putut să depășim o performanță mult mai mare. Știți cum e? Vârsta își mai spune și cuvântul. Vremea pe care o avem pe aici, condițiile pe care le avem, și eu zic că în viitorul apropiat, cu siguranță, ne vom depăși performanța. Mihaela, știi cum e? Vreau să spun că vezi tot respectul, atât tu cât și Bianca. Amândouă sunteți mame. Nu știu cum reușiți să găsiți această balanță pentru marea performanță în condiții în care aveți grijă și de copii, în care trebuie să și plecați, mai mergeți și în cantonamente. Poți să ne spui câteva cuvinte despre așa ceva? Da, într-adevăr, suntem mame împreună. Facem multe sacrificii să putem pleca de lângă familie. Dar și datorită faptului că noi nu avem condițiile de pregătire foarte bune aici, pentru că noi, dacă am avea condiții și la Bacău, la Roman sau în apropierea noastră, noi putem să ne facem treaba foarte bine aici, ținând cont că în 2021, gândiți-vă că această fată a dat 74 de metri, 74 de metri s-a antrenat doar la Bacău și Roman. Doar în luna iulie am reușit să plecăm de aici în cantonament. A fost doar o lună de zile plecate de acasă. Deci în luna aia nu se mai putea face mare performanță, știți foarte bine. Deci, adică, pentru a ajunge la acea performanță, pregătirea ne-am făcut-o foarte bine la Bacău. Și vă dați seama, dacă am avea condiții bune, noi putem să ne mai rupem așa din când în când de lângă familiile noastre, dar cu greu, bineînțeles. Ținând cont că noi avem copiii mici. Am o fată de 11 ani, un băiat de 8 ani, ea are fetița de 7 ani. Și vă dați seama, este foarte greu să plecăm cu lunile. Categoric. Eu ce vreau să remarc, mie mi-a plăcut foarte mult. Eu am urmărit așa, în special după campionatele europene. Voi ați avut total diferit de cum era înainte de campionatele europene, voi ați avut câteva apariții televizate, amândouă. Toată lumea punea accent pe performanța Biancă, era un rezultat care a surprins întreaga Românie. Nimeni nu s-a așteptat la așa ceva. Și ce spun că mi-a plăcut este faptul că într-o intervenție televizată unde ați apărut amândouă, bineînțeles că ea, foarte modestă, încerca să prezinte performanțele, să prezinte emoțiile prin ce a trecut acolo, în fine. Tu ai apăsat pe claxon, ce ai spus. N-avem cușcă la Snagov. Deci n-am putut să mă abțin, pentru că toată perioada de pregătire, deci am plecat, numai eu știu cum am convins-o pe Bianca să plecăm din luna mai în cantonament. Deci am avut mai, iunie, iulie și un pic din august. Deci am luat-o de lângă familie și eu m-am luat din lângă familie. Am fost în cantonament la Poiana Brașov, unde am putut să ne facem pregătirea foarte bine. Am fost foarte mulțumită. Băia de acasă mi-a spus: să vezi că o să fie frig, o să vezi că nu știu ce. Mai ales că ei nu-i convine vremea ploioasă, friguroasă, deci nu mai rezistă la condiții dintre astea. Și am zis: mă, o să fie bine. Ne-am antrenat foarte bine acolo. După am fost la Snagov, unde la Snagov am avut problema cu cușca. Și de acolo iarăși a pornit problemele, știți de unde. Și m-a terminat și pe mine psihic. Deci psihic m-a terminat pe mine. Făceam drumuri de la Snagov la București. În fiecare zi îmi spunea: mă, nu mai suport, nu mai pot să fac, eu nu mai vreau să fac performanță, chestii dintre astea. Dar până la urmă, ușor, ușor, am reușit să trecem. Doamna de la Neanțelesa ne-a mai dat voie, adică ne-a dat voie să aruncăm acolo pe teren, dar fără cușcă, vă dați seama, te antrenezi fără cușcă. Nu este normal la un aruncător de ciocan, pentru că trebuie să știi unghiurile, pe unde să arunci, cum să-l tragi.
pe ce parte îi dai drumul, știți cum este. Fără cuși că... Ca să fac o comparație... Scuze-mă, Mihaela, te întrerup o secundă. Ca să fac o comparație pentru lumea, ca să înțeleagă. Pentru chestia asta cu cușca, lumea, întotdeauna când te uiți la sport, este camerele de luat vederi, într-adevăr, prind și ansamblu, au și o imagine de ansamblu unde se vede ce este în jur, dar lumea nu e atentă la ce e în jur. Lumea e atentă la sportiv, la emoții, la, mă rog, ce se întâmplă acolo. Eu am găsit câteva imagini online, am realizat un montaj unde apar și tu, la Meteo Mondiale din anul acesta, apar și tu. Există un video pe YouTube unde proba de aruncarea ciocanului a fost filmată integral. Nu are comentariu, dar e filmată integral. Chiar se aude anumite comentarii, se aude ce te întreabă pe tine Bianca în tribune, se aude ce îi spui tu, răspunsurile care le dai tu. Camerele te-au surprins imediat când, înainte de ultima aruncare, când ea se pregătea să facă aruncarea și voi deja știați că ea a câștigat titlul european la München, tu aveai lacrimi în ochi și încercai să... ea i-a aruncat, nu știu dacă tu i-ai aruncat, dar cineva i-a aruncat așa un steag care era făcut, era înfășurat așa în formă de bilă. Ce vreau să spun este că... cușca asta este destul de largă în jurul sportivului. Adică există cercul de aruncare, dar tot ansamblul ăsta, care de fapt sunt niște tuburi, niște țevi de oțel cu plasă, ca să oprească în cazul în care se dă aruncătorul greșește aruncarea și dă drumul la ciocan mai devreme, să oprească ciocanul să nu se întâmple accidente cu restul personalului, arbitrii care sunt acolo în incinta stadionului, în sectorul de aruncări. Spune-mi ce se întâmpla, cum era sau ce vă lipsea, dacă vă lipsea, dacă nu exista absolut deloc, și care erau condițiile în Stangou? Aveam un cerc, adică cercul de când făceam eu sport, dar cușca nu mai exista pentru că s-a luat de acolo. Nu înțeleg de ce au luat-o, pentru că nu deranja pe nimeni, era undeva prin spate. Ce ne lipsea? Ne lipsea cușca în general, pentru că există pericolul de a se rupe ciocanul, de a scăpa ciocanul. Mai era și un gard în partea stângă unde era o casă și se putea scăpa și pe acolo. Vă dați seama, nu poți tot timpul să-l dai exact pe mijlocul terenului. Deci nu ai cum. Poate e păsit, poate la un moment dat... ți ajunge bila jos de cerc și te tragi de umeri, imediat se duce ciocanul în altă direcție. Și de asta era pericol. Și noi când făceam să nu fie nimeni pe stadion. Deci trebuia să facem și la alte ore decât cum se antrenau ceilalți. Și vă dați seama, dar a fost ok. Mai ales când iese bine și ești campion de local. Da, corect. Când ajungi, am fost în America și ajungi și vezi sălile alea unde se antrenează sportivii cu multe aparate pentru toți mușchiuleții pe care i-ai în corp o să faci. Cum te-ai antrenat tu ca român în sălile alea? Adică nu crezi că îți vei îmbunătăți performanța? Da, o să discutăm, vreau să ajung. E foarte adevărat ce spui. În momentul în care ajungi într-un mediu din ăsta care are de toate, îți pune la dispoziție orice și chiar și contracost. Nu e o mare cheltuială, chiar dacă vrei să faci de sănătate, practic, te duci și ai acces și la baze de pregătire, dar și la condiții de refacere. Și vreau să punctăm și asupra condițiilor de refacere, pentru că astea sunt foarte importante în toate probele sportive. Dar ajungem la Guvernul României. Voi, imediat după ce v-ați întors în țară de la europene, ați fost invitate la guvern. Au apărut fotografii cu președintele federației, cu secretarul federației, și cu tine, și cu primul ministru, și cu Bianca. Toată lumea era fericită, probabil că ați fost felicitați. S-a rezolvat o problemă din toate astea, pentru că acum ne aflăm la câteva luni distanță de acea întâlnire și presupun că cel puțin din punctul vostru de vedere ați folosit această întâlnire, această invitație a Guvernului României, ca să puteți să vorbiți direct cu cei care astăzi v-ar putea ajuta în pregătirea sportivă. S-a întâmplat ceva? Ce le-ați cerut în primul rând? Care au fost doleanțele?
exprimate acolo, dacă le-ați exprimat. Dacă vi s-a închis gura, vi s-a făcut semn să vă trageți fermoarul și să dați numai noroc, asta e altceva. Da. L-am spus federației, bineînțeles, ce nevoie avem noi, dar din câte știu, la guverne s-a spus că o să investească mai mulți bani în infrastructură. Dar asta când nu știm. Bineînțeles că ni s-au mai promis de la primărie că ne vor face această cușcă aici la Bacău. Dacă veniți să o vedeți, pe partea dreaptă este ruptă și căzută. Eu pe acolo eliberez ciocanul. Mai avem și un bloc în partea, deci cum arunci în față, în partea dreaptă s-a făcut un bloc. Când îi se va da drumul la acel bloc, noi nu mai putem arunca și nu avem alt teren de aruncări. Nici măcar stadion aveți. Ne va da premierea și se va mai pune încă jumătate la acea premiere, dar încă nu am primit acea premiere. Sper să o primim anul acesta. Acum nu știu. Cușca respectivă de aruncare este de fapt construită din câteva țevi sudate cu o plasă metalică în jur, corect? Cu plasă metalică sau... Și o deschidere, exact, unde este... Plasă din plasă poate să mai fie. Exact, exact. Bun. Pentru că mi se pare deja comic. Eu, dând timp înapoi, pregătind această discuție cu tine și dând timp înapoi, am verificat câteva informații din urmă. Și mă întorc numai la Olimpiada, Jocurile Olimpice din 2021 de la Tokyo. Am urmărit un interviu pe care tu l-ai dat cu un an în urmă, chiar în timpul Jocurilor Olimpice, în care ție ți-au dat lacrimile povestind trecutul. Dar de fapt cred că era și, dacă vrei, starea emoțională din timpul desfășurării Jocurilor Olimpice, acolo unde sportivii tăi, doi sportivi, nu au fost cu tine. Tu practic ai rămas acasă. Dând timpul înapoi, deci eu, repet, eu nu vreau ca ție să-ți dea lacrimile din nou, pentru că îmi dau seama că asta este... Da, e totuși o revenire din asta emoțională de fiecare dată și lasă urme de fiecare dată. Dar despre ce vreau să vorbim? Despre confuzia de a nu te trimite la Jocurile Olimpice. Și repet. Da, ce vrei să mai spun? Repetați o dată că... Deci, vreau să vorbesc despre confuzia de a te trimite pe tine la Jocurile Olimpice. Chiar și Federația Română de Atletism a fost foarte, foarte amețită în momentul în care lotul de atletism, sportivii și cu antrenorilor, au trebuit să facă deplasarea la Tokyo. Și la ce mă refer? Uitându-mă pe profilul Federației Române de Atletism, la momentul iulie 2021. Prima informație care apare este cu un grup de câțiva sportivi, cu antrenorii lor, care deja au făcut deplasarea la Tokyo. La acel articol este atașată o fotografie de la aeroport, unde apari și tu în acea fotografie. Da, deci... am fost la Tokyo. Am fost. Deci am fost Tokyo. Da. Haideți să vă spun. Da. Ne-au întrebat dacă vrem să facem un cantonament înainte de Tokyo și bineînțeles că am fost de acord, că am zis să poată să acomodeze sportivii, să-mi facă antrenamentele mai bine acolo. Dar neștiind că pe mine nu mă vor duce la Tokyo, pentru că informată am fost... după ce s-au închis toate listele, adică când nu mai puteai face nimic. Și ai fost la Tokyo, eu vorbesc de momentul 16 iulie. Deci primul articol publicat. Da, 16 iulie, eu am fost la Tokyo. Ok. Dar am fost cantonament. Am fost în cantonament cu, bineînțeles că trebuia să merg cu amândoi, dar acolo am ajuns doar cu unul. Știți că Bianca și-a pierdut telefonul, a fost altă poveste, bineînțeles. Și vă dați seama, Bianca, dacă prindea acea pregătire, să ne pregătim acolo, plus mai eram și eu acolo, vă dați seama că performanța era mult mai mare, pentru că Bianca s-a întrebat și pe ea și pe Mirela. Eu tot timpul am ținut legătura cu Mirela și cu antrenamentele, cum am făcut, ce fac, cum se simte Bianca.
Deci tot timpul i-am spus, fata asta e de 74. Deci 74 sigur, dar putea să dea mult mai mult. Deci putea să dea un 75-76. Dacă prindea și pregătirea acolo, dacă nu se mai întâmplau alte chestii. Știți cum e? Dar până la urmă, bine că a fost așa, bine că și-a făcut record personal, bine că a dat 74. N-a fost bine că n-am fost eu acolo. Spune-mi, tu spui că ai fost în cantonament. Ce cantonament? Cât a durat cantonamentul ăla înainte de tot? Hai să lămurim deci, așa, să o luăm metodic. Am stat de pe 16 până, cred că pe 24 când a venit ea în Tokyo, eu m-am întors. Pe 23 sau pe 24 iulie. Deci o săptămână, care de fapt este folosită acea săptămână pentru acomodarea cu fus orar, corect? Exact. Pentru că există o diferență foarte mare de fus orar. Da, da, da. După ceilalți doi aruncători au fost acolo, chiar dacă, repet, erau patru sportivi în probele de aruncări, corect? Mai era Rareș Bogdan la aruncarea greutății și Alin Fifilică la disc. Da, ai mei doi, nu mai exact, se potea. Și ai tăi doi. Deci au fost patru sportivi. Acei doi sportivi, Rareș Bogdan și Alin Fifilică, au fost cu antrenorii lor, corect? Da, corect. Ai tăi doi sportivi, deci tu aveai doi sportivi, tu ai fost trimis acasă. Da, tu care aveai doi sportivi. Antrenorii pe mine mă deranjează pentru că, o regulă, doi sportivi, ai voi un antrenor. Eu am avut doi sportivi, indiferent că s-au calificat prin ranking sau se calificau la baren. Deci aveam doi sportivi, deci dreptul meu trebuia să fie acolo. Corect. Nu? Corect. Tu când tu ai știut înainte de a pleca la Tokyo, în cantonament, tu ai știut că te vei întoarce în România? Înainte de Jocurile Olimpice? De începerea Jocurilor Olimpice? A fost o competiție la... La Cluj. A fost o competiție la Cluj și când m-am întors de la Cluj l-am sunat pe domnul Augustin. Deci, cred că era pe data de 5 iulie. Și pe 5 iulie atunci am aflat că eu nu voi merge la Jocurile Olimpice. Deci pe data de 5 iulie am aflat. Ți s-a spus cine a luat această decizie? Da, Augustin Iancu. Antrenorul lotului olimpic. Pentru că aici este o mare problemă. Vorbeam de relaxare asta. Când ajungi într-o țară din asta foarte avansată, te relaxezi și uiți de problemele care sunt în țările astea mai mici. Noi am crescut, eu cu Ovidiu, eu mi-amintesc că în anii 80 se întâmpla ca să te urci în avion, practic, pentru o competiție și erai dat jos din avion pentru că nu-ți ieșea viza. S-au regat tot felul de surprize din astea. Exista chiar vorba că trebuie, ca să fii sigur că ai prins deplasarea, trebuie să vezi avionul că decolează, că s-a ridicat în aer și atunci, într-adevăr, știi că ai prins deplasarea. Ce se întâmplă este că, urmărind această situație a ta cu Jocurile Olimpice, mi-am dat seama că, de fapt, nu s-au schimbat foarte multe lucruri în România și că este fluctuațiile astea emoționale pot afecta foarte tare atât sportivii cât și antrenorii. Chiar dacă antrenorii sunt cei care ajung să nu meargă cu sportivii, dar îi afectează și pe sportivi. Aici este foarte interesant pentru că eu aș folosi cuvântul sacrificat. Deci dacă a fost cineva sacrificat în toată ecuația asta, a fost probabil antrenorul care merita cel mai mult să fie acolo la fața locului, care avea doi sportivi. Și ceilalți antrenori, doi antrenori, care unul dintre ei ți-a fost ție antrenor, corect? Da. Da. Dar ceilalți doi antrenori... Bine, să vă lase pe mine la olimpiada asta. Da. România folosește, lumea trebuie să știe, România folosește formula asta hibrid. Adică la competițiile mari, din cauza fondurilor reduse, câteodată folosește un antrenor federal sau un antrenor care este pe probă, cum ar fi în aruncări în semifond sau în sprint în sărituri, ca să coordoneze și ceilalți sportivi ai căror antrenori n-au putut să facă deplasare. Și asta s-a întâmplat la Jocurile Olimpice în cazul tău, în cazul celor doi sportivi, când tu ai lipsit, când de fapt ei au primit indicații de la fostul tău antrenor, corect? Care astăzi sau la vremea respectivă îl antrena pe Alin Fifirică la disc, corect? Numai sportiva a avut parte de indicațiile antrenorului, pentru că eu am vorbit cu el să-i dea indicațiile, el știe exact ce fac eu, adică știe că noi am împreună. Merg cam pe aceleași idei de tehnică. Și normal, el s-a ocupat la calificări de Bianca și la finală a fost
Alex Novak, antrenorul ei, dar vorbim cu mine prin telefon. Da. A fost foarte bine, pentru că eu n-am vrut alt antrenor să se bage în ceea ce facem noi și cel mai bine noi ne cunoaștem, chiar echipa și antrenorul cu care am făcut o performanță. Motivul pentru care te-am întrebat cine ți-a spus ție că nu vei fi acolo în timpul desfășurării Jocurilor Olimpice este acela că, și vreau aici, dacă greșesc, te rog frumos, corectează-mă, la lumea care ne privește să înțeleagă. Deci lotul într-un sport anume pentru participarea la Jocurilor Olimpice este propus de către Federația în speță, adică, în cazul nostru, Federația Română de Atletism, alcătuia acel lot bazat pe rezultatele și pe, mă rog, ranking și așa mai departe, toate cerințele de participare la Jocurile Olimpice, după care Comitetul Olimpic Român aprobă acel lot și suportă cheltuielile pentru deplasare și pentru participare la concurs, corect? Corect, da, corect, dar mai întâi ce este din federație? Federația trebuia să facă echipa cea mai bună de mers acolo. Și cine a fost chestia asta? Capul a fost antrenorul lotului olimpic. Deci antrenorul lotului olimpic. Ți s-a dat un motiv pentru care tu nu ai rămas? S-a calificat la ranking, nu la baremul de calificare. Și am zis, acolo merg toți egali. Deci acolo merg toți egal. N-ai de unde să știi ce se întâmplă. Deci poți să câștigi, poți să fie câștigătorul, să iasă afară, să nu se califice în primii 12 sau să vină pe 32, nu? 32 au să participe. Bineînțeles, dacă... Na, au spus că n-au șanse, că erau, bineînțeles, locul 25, 28, indiferent cât erau, ultimul loc poate erau, dar... Eu știind cum am muncit, mai ales cu Bianca, pentru că cu Alex am avut câteva chestii, pentru că eu l-am luat, cred că din mai l-am luat pe Alex și am reușit să-l mai pun un pic pe picioare, dar a reușit să se califice în finala de 12. No, ce vreau să zic, ai într-adevăr dreptate, știi? Da, practic asta a fost și asta a rămas. Trebuia să fie acolo, n-ai fost. Noi ne-am schimbat mult mentalitatea de când suntem aici. Noi știm că la Ovidiu, stai o secundă, că nu vreau să trec mai departe. Problema este, pentru că aici vorbim de lumea atletismului și în atletism, chiar dacă e vorba, discutăm despre alte probe, pentru că acolo e o mare problemă la lotul ăla olimpic. Cine a stabilit locul ăla olimpic și cine i-a dat drumul ca să ajungă la Tokyo? Pentru că există o mare problemă. Un antrenor cu doi sportivi a rămas acasă, însă a existat o singură situație în cazul atletismului, în care un sportiv a plecat accidentat. Nici măcar n-a luat startul. Și atletismul, întreg atletismul știe chestia asta. E vorba de o sportivă. Deci cine a luat decizia ca un antrenor, atenție, care era pe medalii. Deci ulterior, bineînțeles, la vremea respectivă, nu puteai să anticipezi că Bianca va câștiga în anul următor campionatul european. Deci practic ar putea fi una dintre favorite. Dar realitatea o arată la fața locului că locul 6, în finală, la aruncarea ciocanului, o plasa, indiferent cum ai spune, la ranking sau la orice ai spune tu, sau la punctaj, la orice ar fi, ea era printre favorite. Și antrenoarea ei nu a fost acolo, la fața locului. Bine, cei care au fost în atletism știu foarte bine că, și nu numai în atletism, faptul că antrenorii, uite, ne uităm la campionatul mondial la fotbal. Păi cum ar fi ca o echipă națională să n-aibă antrenorul acolo, să nu fie pe margine? Ar trebui să fie antrenorul secund sau ar fi... 18 pe lângă. Da, deci ce se întâmplă? Și ca să nominalizez atleta sportivă despre care trebuie să discutăm. Și eu vreau să discutăm pentru că nu poți să treci așa peste lucrurile care se întâmplă și să le lași, că încet, încet se va așeza praful peste ele. Sportiva respectivă, tu știi la cine mă refer, corect? Mihaela? Da, e. Da, deci este vorba de Andreea Micloș, la 400 de metri. Asta cu ea în cameră. Care a mers acolo și nici, exact, și nici măcar n-a luat startul. Eu n-am nimic de a face cu sportivii. Sportivii știu foarte bine că interesul lor să meargă să participe la... Dacă rămânea acasă, nu mai mergea un antrenor. Decizia pe care cineva o ia să ducă un sportiv accidentat la Jocurile Olimpice, care nici măcar nu ia startul, e gravă. În condițiile în care, repet, oameni de bază, profesioniști în atletismul românesc, nu sunt duși
ca să ajute la performanțele sportive, la fața locului, la Jocurile Olimpice. Adică nu există o competiție mai mare, mai importantă în istorie și în prezent și probabil și în viitorul sportului decât Jocurile Olimpice. Deci, cum să spun, și e adevărat, subiectul nu este pentru problemele de aruncări. Pentru că asta nu este problema problemelor de aruncări. Dar de asta am vrut să pronunțăm și să facem lucrurile foarte clare. Este vorba de conducerea Federației de Atletism, care a luat hotărârea, care a pus un lot pe hârtie, bazat pe anumite criterii, după care, pentru că aici nu este vorba numai de un singur for care este responsabil să trimită un lot la Jocurile Olimpice. A fost al doilea for al sportului românesc, care este Comitetul Olimpic Român, care a aprobat acel lot cu un sportiv, repet, accidentat, în lot care s-a dus la fața locului, probabil, încercând să vadă ce se întâmplă. Era aici. Poate fata se simțea bine. A zis să meargă acolo, a văzut că nu s-a simțit bine, știți cum e. Fata nu se simțea bine, pentru că fata, în clipa în care s-a dus și a făcut, în primul rând a făcut un control medical. Care, nu știu, chestiile astea, controlul, Bianca, tu știi, ai cunoștință, a făcut vreun control medical când a ajuns acolo? Da. A făcut și Bianca control, pentru că avea ceva probleme cu spatele. Mm-hmm. Tot așa, o accidentare la antrenament. Și acolo a luat-o niște dureri de spate, s-a dus și a făcut un RMN, dar i-a aruncat cu acea durere. Bun. Deci a aruncat cu acea durere. Deci este un control uzual, practic. Se face în clipa în care ajungi. Era și situația de COVID în plus. Deci probabil că un control medical era necesar. Cred că dacă ai o problemă, într-adevăr, te simți un pic nesigur pe tine, în momentul ăla îți faci acel control. Bine, pentru că, vezi, o astfel de situație creează foarte multe comentarii în spate. Nu este prima situație. S-a repetat anul ăsta cu campionatele mondiale și cu campionatele europene în probele de marș. Au fost doi sportivi care nu confirmaseră, după campionatul mondial, au făcut deplasarea la campionate europene și acolo nici măcar nu au trecut linia de sosire, au plecat în probă, dar nu au trecut linia de sosire. Deci sunt lucruri care nu se justifică în atletismul românesc, deplasări care nu... Este foarte greu. E foarte greu. Dar n-ați spus nimeni că e ușor. Nici aruncarea ciocanului nu e ușoară. Stai puțin. Aici vorbim de principii și, cum să spun, dacă vrei, întorcându-mă la tine, la dezechilibrul ăsta emoțional care poate fi provocat de anumite situații în sport, și aici nu vorbim de foruri internaționale cum a fost în cazul tău, spre exemplu, în anul 2000, Agenția Internațională de Antidoping. Nu! Vorbim de ai tăi, de românii tăi. Deci ăștia sunt oameni care ar trebui să ajute sportul atât cât se poate să fie ajutat. Adică să-i ajute și pe sportivi în direcția în care ei ar trebui să fie la competițiile internaționale cu antrenorii lor. Și sunt sigur că în cele mai multe dintre situații lucrul ăsta se întâmplă. Dar există și excepții nefericite când te poți gândi că, și asta vreau să te întreb pe tine direct, te poți gândi că prezența antrenorilor acolo ar fi putut însemna o performanță mai bună. Tu crezi că dacă erai la fața locului în timpul desfășurării probelor de aruncarea ciocanului feminin și aruncarea suliței masculin, sportivii tăi ar fi putut să obțină rezultate mai bune? Cu siguranță. Eu zic cu siguranță, pentru că gândiți-vă, pregătirea pe care au făcut-o acolo, au făcut-o singuri, dându-l de aici, dar e altfel când este antrenorul cu el, îl vede, îl simte, știe exact ce să-i dea, nu face mai mult decât trebuie sau mai puțin decât trebuie, știi, face exact ce trebuie ca să ajungă la acea competiție. Și întorcându-mă la situația din timpul Jocurilor Olimpice cu Andreea Micloș, există zvonuri că ea nu a... Bine, a fost declarată accidentată. Deci, practic, a fost oprită de medic pentru că suspiciunea a fost că dacă ar fi concurat și ar fi rupt tendonul arhinian din cauza supra-solicitării. Da? Există zvonuri, pentru că, mă rog, de când facem discuțiile astea despre atletism, bineînțeles că și eu și Ovidiu ne vin informații din direcții diferite. E bine, există zvonuri că ea nu a fost lăsată să concureze, să ia startul, pentru că s-ar fi putut opri în timpul probei. Ar fi putut să alerge 100 de metri și să se oprească. A existat această variantă. Dar în cazul în care această variantă
ar fi fost aplicată, suportul cheltuielilor pentru recuperarea sportivei ar fi fost făcut de către Comitetul Olimpic Român, pentru că s-ar fi accidentat în timpul participării la Jocurile Olimpice, unde ar fi fost trimis, ar fi reprezentat Comitetul Olimpic Român și România. Ei bine, de asta a fost oprită să ia startul, pentru că a toate acele cheltuieli de recuperare, pe care, mă rog, ar fi trebuit să fie făcute cu recuperarea sportivei, să nu fie făcute, în eventualitatea care ar fi luat startul, de către Comitetul Olimpic Român. Deci vorbim de bani. Oricum, niște bani au fost aruncați pe geam. Adică deplasarea sportivei, aruncați între ghilimele. Adică ne uităm la rezultatul final. Bineînțeles că înainte puteai să spui orice. Puteai să spui, nu, trebuie să mergem acolo să vedem că nu știm ce se întâmplă. Dar te poți uita într-adevăr la programul competițional, la activitatea sportivei înaintea Jocurilor Olimpice, la câte concursuri a participat, ce rezultate a înregistrat și dacă într-adevăr trimiterea ei la Jocurile Olimpice ar fi fost oportună sau nu. Ok, hai să trecem la pasul următor, că nu vreau să fac un caz din chestia asta. Mai vreau să vorbim despre probele de aruncări. Corect! Ca să comentez, uite, vezi, suntem aici de peste 20 de ani. Ideea este că în America, cel puțin, nu există sportiv care să meargă la o competiție majoră și să nu aibă antrenor lângă el. Și ne-am obișnuit cu aceeași mentalitate și așa cred că ar fi normal. Fiecare sportiv să aibă antrenor lângă el pentru că îi reprezintă la o competiție supremă acea țara respectivă. Și ca fapt divers vreau să mai adaug doar atât. Carol Șanta în 1996 a avut 4 sportivi la Olimpiadă și nu a fost acolo, la Atlanta. Încă și acum îmi readuce aminte de așa ceva. Într-adevăr, 4 sportivi fără șanse la medalii, dar șanse de finală prin Florin Ionescu la 3000 de metri obstacole. Trecând de la una la alta, vreau să spun că imediat după Jocurile Olimpice de la Tokyo, Alexandru Novak a declarat ceva de genul că data viitoare la Paris voi încerca să mă bat pentru o medalie. Cunoscându-l și știind faptul că este foarte tânăr, probabil și foarte dinamic, crezi că ar putea în 2024 să dea lovitura la Paris? Eu zic că da. De asta am și vrut să mai colaborez cu el. Pentru că dacă nu aveam încrederea asta că poate să ia o medalie, știți că eu îmi doresc acea medalie de aur pe care n-am luat-o eu. Și deci dacă nu credeam în el, nu acceptam să lucrez cu el, pentru că noi în 2018 el a vrut să rupe colaborarea. Și bineînțeles, în momentul am zis că nu-l voi mai antrena niciodată. Dar în 2021 am stat și m-am gândit și am zis, mă, copilul ăsta are posibilități foarte mari. Poate să ajungă la Olimpiadă, poate să dea peste 90 de metri, știți. Și am zis că iau pregătirea cu el și să mergem, adică să mergem pe același drum împreună și dacă reușim să mergem pe același drum, cu siguranță el va lua o medalie. El ce spune? Ce a spus după discuția asta cu tine? Pentru că aici avem o situație, o să vezi în momentul în care, după ce îmi răspunzi, vreau să te duc într-un anumit loc în legătură cu Alex. E o situație cu totul specială. El ce a zis după discuția cu tine? El ce vede? Vede așa un viitor roz? Vede medalii? Sau vede numai participări la competițiile mari? Care, repet, nu e un lucru negativ. Nici eu nu m-am gândit niciodată doar să participăm. Și el și eu ne gândim la medalii, bineînțeles. N-am reușit ca nu cu el, pentru că așa a fost să fie. Este foarte greu, pentru că din 2018 până în 2021 au fost 2 ani jumătate. 2 ani jumătate s-au pierdut foarte multe din ceea ce am făcut cu el. Mai ales programul de forță pe care îl făceam, programul de viteză, programul de tentă. Toate combinate cu aruncări le-am pierdut și ca să-l reiau a trebuit să luăm progresiv. Numai că n-am mai făcut ce a făcut acum. Acum am început de anul acesta să reușim ușor, ușor să facem, să creștem forța, să creștem și celelalte pe lângă. Și anul ăsta pot să vă spun că mai am un sportiv pe Zaharia Cătălin, care și cu el, Zaharia Cătălin, a fost sportivul Mirelei. Este un sportiv care a aruncat 78 de metri. A fost, după ce a renunțat cu Mirela, nu știu ce a fost acolo,
nu s-au mai înțeles. Știți cum e, sportivii nu se mai înțeleg cu antrenorii și trebuie ca antrenorii să le dea drumul sportivilor să antreneze cu cine vor ei. Așa cum am făcut eu și cu Alex. Dacă vrei, du-te, eu nu te țin. Nu te țin cu forța. Știți cum e, când ții un sportiv cu forța, nu va face niciodată. A plecat, a făcut cu Barta. N-a mai reușit să ajungă la cea pe probanță. Acum se antrenează cu Alex Novak din octombrie, de la 1 octombrie. Și zic că această pereche este foarte bună, pentru că nu este numai unul, mai este unul lângă el. Se antrenează de la egal la egal. Și eu zic că voi face treabă cu amândoi atunci. De ce te întreb despre Alex? Pentru că tu, pe profilul tău de Facebook, ai postat cu ceva timp în urmă două videouri. Sunt două videouri promoționale care, iarăși, trebuie să spun, dacă greșesc, corectează-mă, probabil că au fost filmate după campionatele europene, după terminarea sezonului competițional. Mă refer aici la videouri promoționale făcute de Banca Transilvania. Deci unul înainte și unul după. Alex apare într-unul dintre ele, din acele videouri. Și problema foarte mare este o situație care te face, nici nu știi ce să faci, să râzi sau să plângi. Când te uiți la video ăla și auzi ce spune el acolo, el recunoaște public că i-a fost sau că este, deci are o problemă emoțională, frică de adversari. Am simțit că vreau să renunț o singură dată, în 2018, dar m-am ridicat cu moralul și astăzi sunt unde sunt. Am reușit să mă redresez și să gândesc mult mai matur și să nu mai sperie de ceilalți la competiție. Corect? Într-adevăr, ce se întâmplă? Da. A Iale și europene, într-adevăr, a avut această problemă pentru că el a simțit că nu este antrenat exact cum era el odată. Știți? Și de acolo a pornit teama aia. Bineînțeles că el a luat legătura și cu psiholog acum. Trebuie să iasă din toate momentele pe care le-a avut. Dar sportivii ăștia de top înțeleg că dacă ei fac declarații de genul ăsta, prezintă, creezi un avantaj pentru adversari? Dintr-o dată, din plecare. Pentru că în clipa în care tu admiți public, nici nu vreau să folosesc cuvântul recunoști, că aici nu e vorba de a recunoaște sau a nu recunoaște. E vorba de a admite public că ție ți-e teamă de adversari într-un sport, iarăși, într-un niște probe care e foarte interesant. Nu există contact fizic. Dacă ai fi rugbist, dacă ai fi fotbalist, dacă ai fi luptător, dacă ai fi boxer și ai spune că ți-e frică de adversari, poate că lumea și publicul ar înțelege, pentru că acolo există contact fizic. Dar la aruncări, la sărituri, în general în probele de sprint, unde ai culoarul tău și îți vezi de treaba ta, unde ești pe tunelul tău, nu există nici măcar contact fizic. Și lumea este, oamenilor este greu. Da. Pentru că el a aruncat 86 de metri. Deci, și dai 86 de metri în 2018. Vin 2019, arunci 83, nu știu, 83 sau dacă a dat 84. N-a mai ajuns la acea performanță, cu toate că el trebuia să crească în performanță sau trebuia să fie tot acolo. Plus minus un metru. După, a tot scăzut. Gândiți-vă că în 2021 se chinuia să dea 76 de metri. În 2021. Și a intervenit această frică de adversar. În momentul când ești acolo cu 86 de metri sau 85 sau 84, să fii acolo constant, nu? La aceste performanțe, nu-ți mai este frică de adversar. Păi te duci și îl mănânci pe ăla. Zici, bă, am 88. Corect. Poate e 83, dar eu mă duc să dau 88 de metri, nu? Corect, corect. Întrebarea următoare care era, dacă ție, în clipa în care mergeai la campionatele europene și câștigai campionatele europene, în clipa în care mergeai la campionatele mondiale și câștigai campionatele mondiale, ți era frică de adversari? Ți era frică? Ți-a fost vreodată frică de adversari? Aveam niște emoții foarte mari, dar erau încurajatoare acele emoții, știți? Mă duceam, nu știu, aveam o teamă, dar nu neapărat că mi-era teamă de adversare. Era așa o chestie care băgam eu în cap. Dar când ajungeam acolo în cerc, eu știam ce am de făcut, pentru că eram antrenată să fac acel lucru și când intram, dădeam, aruncam. Pentru că aici este un element psihologic, adică sunt și alți sportivi în atletism și cel mai recent exemplu pe care l-am este cel al sprinterului american Noah Lyles,
care a câștigat proba de 200 de metri la campionatele mondiale și este unul dintre, probabil, el a promis că vrea să facă record mondial la 100 de metri și la 200 de metri în sezonul viitor sau în următorii 2 ani, care are un terapeut, lucrează cu un psiholog și care a fost trezit la realitate de către psiholog, care i-a spus, l-a motivat, spunându-i că este o pisică fricoasă. Și din momentul ăla l-a ambiționat puțin, s-a supărat băiatul și a zis, păi gata, nu mai am, cum să spun, ori eu, ori ei. Și americanii în general, și nu numai americanii, dar cei care reprezintă forțe mondiale, cum ar fi sportivi din Marea Britanie, sportivi din Spania, sportivi din Germania, ei nu merg la competiții fiindu-le teamă, ascunzându-se după băncuțe sau fiindu-le teamă că vai ce se întâmplă, cât dă ălălalt. Nu. Ei, când se duc acolo, se duc să câștige. Sau, dacă nu se duc să câștige, se duc să dea cât mai bine, să obțină cea mai bună performanță a lor, cel puțin în sezonul în care ei se află, în care competiția se desfășoară. Eu, în clipa în care am văzut acel video, mie îmi place de băieții ăștia, pentru că sunt băieți foarte muncitori, sunt băieți care renunță la viața lor personală, cine n-a făcut sport de performanță nu știe, dar sportivii de performanță, indiferent ce ar spune ei după, nu au copilărie, nu există copilărie, nu există adolescență. Dar ca să ajungi la un anumit nivel, să fii de finala Jocurilor Olimpice și să spui public că ție ți-a fost frică sau, mă rog, ție frică, vezi ce se întâmplă din punct de vedere al adversarului. Adversarul, în clipa în care înțelege că ție ți-a fost frică, știe că dacă te duce, dacă el face sau spune ce trebuie să spună, te poate aduce în același loc imediat. Și există un joc din ăsta psihologic, chiar la fața locului, între sportivii care se cunosc. Bineînțeles, în afara arenei sunt prieteni. Dar acolo folosești tot felul de tertipuri ca să poți să-ți creezi un avantaj în fața adversarilor, care e de moment, dar care poate să fie decisiv. Și în clipa în care tu o spui public că tu poți să cazi în groapa aia a fricii, dintr-o dată tu te expui foarte, foarte mult, pentru că le dai o informație adversarilor tăi pe care n-ar trebui să le dai. Da. Adevărat. Din punctul ăsta de vedere, vă spun că nu mi-a fost frică de niciuna. Kuzenkova, eu mă luptam doar cu Kuzenkova, aruncătoarea din Rusia. Gândiți-vă, m-am bătut la două competiții, cu toate că eu dădeam acolo la valoarea pe care o aveam, dar voiam mai mult. Și când m-a bătut, bineînțeles, am început să plâng, a zis că următoarea dată o bat. Deci asta a fost, să lupt. Mie mi-a plăcut competiția și place să câștigi, cu toate că mai și pierzi în acea competiție. Nu poți să fii tot timpul acolo sus, dar trebuie să pleci cu gândul la luptă și cu gândul că vei fi cel mai bun. În momentul ăla, eu zic că altfel reușești să treci peste toate și altfel reușești să poți să-ți faci recorduri personale, să treci peste toate barierele. Că în momentul când îți impui ceva negativ, bineînțeles că toate sunt de râpă. Gândiți-vă că eu de jumătate de an, deci nu mai pozitiv gândesc, cu toate. Gândesc la medalie, deci și cu Bianca și cu Alex. Deci mă duc pentru două medalii acum la Olimpiada, de la Jocurile Olimpice de la Paris. Deci mă duc încrezătoare. Indiferent, se pot întâmpla multe, poate nu le iau, dar eu mă duc cu gândul să le iau. Ovidiu, scuză-mă un minut, țineți-te de vreo întrebarea, pentru că mai am o întrebare care vreau să o adresez Mihaelei în ceea ce privește Bianca. Bianca, am văzut-o, spuneam că există un video online cu întreaga probă de aruncare a ciocanului. De la, că am greșit inițial când ți-am spus, de la mondiale, nu, este de la europene, din acea seară de la europene. Că în acea cameră am apărut la... Da. Acolo, pe acea înregistrare, Bianca este surprinsă, așezându-se în genunchi, în spatele băncii unde se schimba, unde avea echipamentul, și din când în când, făcându-și cruce, rugându-se ca să obțină un rezultat bun. Eu vreau să te întreb acum, pentru că în calificări există două sportive, la locul 4, fata aia din Azerbaijan, care a dăduse 74 de metri, exact. Și fata asta din Italia, Schidan o cheamă pe fata din Azerbaijan, și Santini din Italia, care dăduse 73 de metri, 73-40. Deci a existat la înainte... Ei are 5, ca să știți. Da. Vorbesc de ce se întâmpla la fața locului.
Pentru că întotdeauna cred eu că atunci când te afli la fața locului, te raportezi la ce se întâmplă la fața locului, la ce a fost ieri sau alaltă ieri, la performanțele care au fost o zi sau două înainte în calificări. Dar, cu toate că, într-adevăr, și performanța din timpul anului, dacă a fost înregistrată cu două luni sau trei luni înainte, contează. Vreau să te întreb, a existat vreodată în sufletul ei, că tu știi foarte bine, voi sunteți două prieteni acolo, voi nu aveți relație de antrenor sportiv decât pe stadion când tu îi dai indicații, tu vezi mai bine, este o a doua pereche de ochi și de urechi care contează foarte mult în dinamica asta sportivă, în orice sport ai afla. Tu crezi sau știi că Bianca a avut, i-a fost teamă de concurs, de ceea ce se întâmpla, cât puteau să dea cele două sportive de faptul că n-ar fi putut să câștige titlul european? Haideți să vă spun, Bianca este foarte, adică la antrenamentele pe care le-am făcut și cum, deci constanța la antrenament a fost foarte bună, deci nici n-avea drept de apel să nu reușească să dea 72 de metri acolo. Ea este o tipă credincioasă, tot timpul se roagă, are încredere în Dumnezeu și chiar ne-a și ajutat, doamne, doamne. Gândiți-vă că la calificări. Deci, nu știu cum au făcut ei acolo, au ridicat cușca, nu știu ce, și au început un pic mai târziu aruncările de calificare. Și le-au dat voie doar o singură aruncare de calificare. Acolo, de obicei, se fac două aruncări de calificare. Bianca mea a dat o aruncare în cușcă. Deci, aruncarea a dat-o în cușcă. Italianca, nu știu ce a făcut, nici nu... Cred că m-am uitat, dar nu mi-aduc aminte. Și apoi vine Bianca la mine și îmi spune, mele, ne dă doar o aruncare, ne duce și ne face prezentarea și nu ne mai dă voie să aruncăm. Și zic, și care e problema? N-ai nicio problemă, te duci și arunci foarte bine că faceți doar o singură aruncare, o să fie problemă pentru celelalte. Deci la asta m-aș fi gândit. Și chiar așa a fost, că italienca venise la antrenorii ei italieni. Și deci era foarte nervoasă, bineînțeles, cu înjurături, că i-a dat voi numai aruncare și nu mai poate să mai dea, știți cum e, că se poate să se trezească. După aia s-a făcut prezentarea, Bianca a dat din prima 71 și ceva, poate, sau 72, nu? 72 și un pic? 72-27 cred că a dat, da, din prima așa, aruncare. Și 7 și cu aruncare a zis, asta e de calificare. De acum începi. Oricum, această aruncare a fost și psihologic pentru celelalte. Pe 72 nu se dă chiar așa de ușor cum credeți. Corect. Da, da, da. Și asta trebuie să mai ai un pic și de noroc. Perfect. Deci nu i-a fost teamă. Nu știu ce a cruce. Nu știu ce a cruce fiindu-i teamă, rugându-se ca celelalte două fete să nu arunce mai mult. Nu, nici într-un caz. Okay. Nu. Care chestia, nu-i bine să te bucuri de rău altuia. Pentru că ți se întoarce ție înapoi. Eu asta am învățat-o și nici nu m-am rugat ca să îi se facă, să-i fie rău celuia, să-mi fie mie bine. Nu. Mă rog să-mi fie mie bine și doar atât. Okay. Să-i fie și celuilalt bine. Da, mai aveam câteva întrebări scurte la care aștept răspunsuri scurte. În clipa în care am avut-o pe Mirela, pe Parchest, am întrebat-o cum se reușește ca în lotul de aruncări să fie o atmosferă mai bună, să fie un exemplu pentru restul atletismului românesc. Ai putea să comentezi de ce în cadrul lotului de aruncări atmosfera e mai bună, înțelegerea mai bună, totul este la superlativ față de restul probelor din atletismul românesc? Da, cred că noi suntem mai zâmbitori, ne plac glumele, ne plac, deci după antrenament ne place să mergem, să ne relaxăm, să stăm, să discutăm, să vorbim, adică să ne relaxăm, nu să stăm unul supărat pe celălalt că l-a mers mai bine decât mine sau chestii întrazea, știți cum sunt la alte probe. Da, noi nu avem nimic cu altcineva, cu toate că acum nu mai sunt performanțele cum le aveam înainte, unde eram toți unul lângă altul, dar pot să vă spun de când făceam noi sport. Pentru că noi aruncătorii, chiar dacă mai aveam, nu neapărat la proba mea, dar mai erau probe care se băteau acolo. Deci, în afara antrenamentului sau în afara competiției, eram prieteni, mergeam, ne distram, făceam o recuperare dintre asta relaxantă, să putem să începem a doua zi, ok, antrenamentul.
Cam asta, dar nu știu care e problema. Știu că la alte sporturi, într-adevăr, se mai urăsc, nu se înțeleg bine. Nu ne plăcea înainte să facem grătare sâmbătă, să ne vedem, să ieșim seara să jucăm un joc sau ieșeam la o canastă, jucam o carte, aruncătorii. Și trecea timpul și altfel, pentru că noi stăteam în cantonament 11 luni pe an înainte. Cu toate că nu a fost bine pentru mine 11 luni pe an să stau, dar să știți că nu de asta s-a făcut performanță, că am stat în cantonament. Se putea face și acasă combinat. Dar am făcut. Da, vreau să te întreb. Scurt, care este principala calitate a Biancăi și a Alex? Calitatea Bianca e, să știți că este foarte muncitoare. Tot ce îi dau la antrenament, tot îmi face, exact, antrenamentul. Noi și discutăm tot timpul. Deci dacă sunt probleme, în momentul ăla, într-adevăr, mai scad sau poate în momentul ăla, în ziua respectivă, nu fac antrenamentul, știți? Deci tot timpul, deci calitatea ei, eu zic că are mai multe calități. Voință, muncă, ce să mai zic, nici nu trece prin cap acum. Alex? Și Alex este foarte muncitor. Ce îl caracterizează? Viteza în braț pe care o are. Asta îl caracterizează pe el și de aici o să iasă și performanța. Ca ultima chestie din partea mea, cel puțin, având în vedere că na, există un buget de austeritate, mai greu, mai nu știu cum, reușești să-ți faci planul și să se întâmple ceea ce vrei să se întâmple, inclusiv cu cantonamentele din exteriorul României, găsești sprijinul necesar în federație în ziua de astăzi? Deci acum nu mai este nicio problemă, pentru că acești doi copii sunt în lotul olimpic. Și oriunde avem nevoie, ni s-a spus că nu este nicio problemă. Deci orice avem nevoie, ni se va da. Dar gândiți-vă că în anul 2022 nu am fost susținuți de lotul olimpic și atunci nu am avut nici recuperare. Acum am zis că vorbiți despre recuperare la sportiv. Uh-huh. Am avut acea recuperare și poate și din cauza asta au fost acele probleme pe care le-a avut și Bianca, și Alex a avut ceva probleme cu spatele, cu umărul, și de acolo au plecat problemele lui la căpușor, știți? Cu... Am înțeles. Care? Deci, toate pornesc din anumite motive. Că în momentul când ai tot ce trebuie, deci ai o bază unde nu te deranjează nimeni, unde ai o recuperare foarte bună, o alimentație foarte bună, o susținere medicamentoasă foarte bună, făcută de un medic specialist sportiv. Deci în momentul ăla poți să-ți faci treaba foarte bine, poți să-ți faci antrenamentele pe care ți le dorești tu și așa crești în performanță. Da, Mihaela, discutăm aici și am atins puțin și la începutul dialogului nostru despre condiții și îmi spune că nu știi când se vor face, nu știi când veți avea acces la ce s-a promis. Tu deja, eu știu cum este în programul competițional, cel puțin din partea federației, vi se cere planul de pregătire pentru anul următor, corect? Corect. Tu în mare știi ce se va întâmpla în anul următor din punct de vedere al pregătirii, știi unde veți fi, corect? În mare parte da, în mare parte da, da. Voi aveți nevoie de cantonamente în afara României? Să mergeți în altă parte? Am avea condițiile foarte bune aici. Eu aș face toată pregătirea aici. Știți de ce? Pentru că acele condiții, chiar dacă este frig afară și iarnă, gândiți-vă, eu m-am antrenat în 1900, mă gândeam în 2000, dar nu. 1900 toamna, știți cum e, 1997, 98, 99. M-am antrenat, nu chiar 98, 97, 96, 97, 98, unde am făcut și performanță, de performanță cu acele rezultate, uh-huh. O să ajungi la campionat mondial, la Jocurile Olimpice. Deci m-am antrenat la minus 20 de grade, făceam afară. Deci
pregătirea aia m-a ajutat foarte mult să ies pentru în vară. Deci am reușit să muncesc la condiții foarte grele, știți? Și în momentul când e ușor, e ușor, adică zbori. Și așa a fost. În momentul când m-am antrenat, stai la căldurică, te antrenezi. Poți să mergi la căldurică să te antrenezi, dar nu foarte mult. Bine, deci să mergi foarte grele. Da, ce vrei să zici? Practic te-ai călit în condiții astea vitrege de legate de vreme, de temperaturi scăzute, în loc să fii foarte confortabilă și foarte comodă vara, în alte, nu vara, iar mai călduroasă. Mi-e clar. Da, te călești în condițiile astea. Mihaela, te călești, dar stai puțin, hai să ne uităm la realitate. În primul rând ai spus dacă ai avea condițiile în România. Dacă n-ai avea condițiile în România, unde ați merge la pregătire? Dacă n-aș avea, noi am ales deja. Noi am ales la jumătatea lui ianuarie, vrem să mergem în Portugalia, unde vrem să stăm o lună de zile să ne facem pregătirea acolo. Oricum, pregătirea de iarnă ne-am făcut aici, dar ați văzut condițiile acum, nu mai sunt cum erau înainte, erau gerobobotezi înainte, nu? Deci mergeai la minus 15 grade, minus 20, îți făceai antrenamentul. Acum sunt ok, numai singura probleme, ploaia mă deranjează, că dacă este frig, nu e. Dar când plouă mai torențial, atunci e un pic deranjant, pentru că noi dacă am avea, asta, condițiile de pregătire, dacă am avea o cușcă, tot în aer liber, cu un acoperiș, ne-ar ajuta foarte bine. Da, de ce spun chestia asta? Pentru că realitatea, uitându-ne dinspre... Încearcă puțin să te pui în locul celor de la Federație și de la Comitetul Olimpic Român. Te uiți la rezultate, la ierarhia internațională. E fata asta din Polonia, recordmena mondială, care dă 86 de metri. Anita Vlodarczyk, corect? 86. 86 de metri. Da. Deci în clipa în care tu vrei să te pregătești, tu nu te uiți la 72 de metri sau 74 de metri, care într-adevăr sunt niște rezultate extraordinare. Dar în clipa în care situația din anul ăsta, cel puțin la campionatele mondiale cu fata asta din Polonia, recordmena mondială, a fost că a fost accidentată. Deci nu s-a prezentat la concurs. Și anul ăsta... este una, 83. Dar 83 nu dă tot timpul. Sunt de acord cu tine. Sunt de acord cu tine. Dar în clipa în care te pregătești... 78 de metri. Dar în clipa în care te pregătești pentru Jocurile Olimpice... 83. Dar gândiți-vă că mai sunt și americancele, au 80 de metri, 78, corect. 79. Corect. Sunt 5 americanci care dau peste 77, 78, nu? Corect. Da, și gândiți-vă, nu este ușor un campionat mondial sau Jocurile Olimpice pentru un aruncător din America sau... ați văzut că noi din România când venim dăm la valoarea noastră. La valoarea noastră. Da, deci competiția... noi ne-am foarte grele. Poate și din cauza asta. Ce se întâmplă? Voi trebuie să, din punctul meu de vedere, voi trebuie să-i faceți pe oamenii acolo și la Federație și la Comitetul Olimpic Român să înțeleagă că aici nu, cum să spun, pentru pregătirea voastră și probabil că unii dintre ei înțeleg, pentru că ei vin din marea performanță, atât la Federația Română de Atletism, cât și la Comitetul Olimpic. La Comitetul Olimpic, într-una dintre fotografii, am văzut că era Covaliul la aeroport și era și Gigi Boroi. Acolo, care ei sunt amândoi oameni veniți în marea performanță. Oameni care au participat la Jocurile Olimpice, oameni care știu cu ce să mănâncă. În clipa în care te duci acolo la campionatul mondial sau la Jocurile Olimpice, că va fi campionat mondial din nou la Budapesta anul viitor. Deci, cum să spun, bate la ușă. Nu mai sunt 2 ani. Din cauza COVID-ului, temporar, toate distanța asta dintre timp, dintre campionatele, dintre marile competiții internaționale, s-a scurtat. Voi când vă duceți acolo, voi, cealaltă sportivă care vine și să intră în cușcă și să urte cu ciocanul și la aruncă, poate să dea 83 de metri sau 84 de metri. Sau poate să dea 3 în cușcă. Sau poate să dea 3 în cușcă. Sunt de acord cu tine. Dar nu poți să pleci la pregătire. Dar nu poți să pleci la pregătire gândindu-te că dă 3 în cușcă. Prima și nu mai dă Vodarciuc sau celelalte. Zic, mă, cum să dea Bianca Peri 78, nu? Mai e și chestia asta. Toți vin pregătiți. Ei nu vin acolo la o joacă de copii ca și cum ai juca cu șotronul. Toți vin în vârf de formă. Deci, practic, voi când trebuie să vă pregătiți, că tu spui că ne-am pregătit și în România ca să dăm piept cu vremea vitregă. Dar așa un pic. Condițiile pe care le-am avut eu înainte, uh-huh, și când m-am antrenat la Africa, am avut tot ce-mi trebuie. Uh-huh.
Deci aveam teren, aveam, n-aveam nicio problemă, adică să mă plâng că nu am aia, nu am aia. Dar sportivii ăștia se plâng, pentru că nici cercul nu avem cum trebuie, nici cușca nu e cum trebuie, terenul nu e al nostru. Deci, din punctul ăsta de vedere, analiză. În momentul dacă ce trebuie, ai teren, ai o recuperare bună, antrenorul ai cu tine, deci când ai toate condițiile acestea, indiferent de afară că plouă, că ninge, că aia, tu trebuie să-ți faci treaba. Analiză video aveți? Mai facem analiză video, noi facem filmări pe telefon, ne uităm unde greșim, dar și aici ne-a trebuit un specialist care să vină, să ne ia din mai multe unghiuri, să vadă de sus, de jos, de... știți cum e. Corect. Deci aveți, practic, pentru că vă permite telefonul mobil care îl aveți în buzunar, aveți analiză video. Dar cineva care să vină să stea la dispoziție, să vă pună, să vă proiecteze cu proiector sau să vă pună pe un ecran mai mare, să vă dea frame cu frame ca să vedeți într-adevăr ce se întâmplă. Vorba vine, ce e ăla? Bun, ajungem la recuperare. Spune-mi și mie, te rog, dacă e prea mult, pe scurt, dacă nu, părerea mea este că nu e prea mult. Ce mijloace de recuperare ați avut voi în ultimii 2 ani de zile? În ultimii 2 ani de zile, unde trebuie să reamintesc, s-au disputat o ediție a Jocurilor Olimpice, o ediție a Campionatelor Mondiale și o ediție a Campionatelor Europene. Da, haideți să vă spun. În 2021, deci am avut o recuperare foarte bună, mi s-a oferit de la, adică fiind în lotul olimpic, sportiva Gelber Bianca, pentru că ea am început pregătirea din toamnă și până în vară, a avut 3.000 de lei pe lună, unde a putut să se recupereze la un cabinet medical. Și acolo avea tot ce-i trebuie. Deci îi făcea, dacă avea vreo durere, îi făcea oricum masaj, crio, pecar, ce mai avea pe acolo, nu știu exact, pentru că nu m-am interesat. Știu că ea mergea și făcea exact tot ce-i trebuie. În 2022 n-a mai fost în lot olimpic. Deci partea de recuperare s-a dus. De ce n-a mai fost un lot olimpic? Pentru că nu s-a făcut lot olimpic din cauza că atletismul nu a reușit să fie băgat în lot olimpic datorită că se era ca o, nu ca o calificare. Intrau primele 6 federații ca să le bage în lot olimpic. Bine, și am înțeles că a fost a șaptea. Locul... Acum, adică vorbim de 2020, adică de anul 2023. S-au oferit aceleași condiții ca și în 2021, ca și refacere și toate sunt bune, nu? Deci practic, practic faptul că voi nu ați fost locul 6 iarăși, e locul 6 la Jocurile Olimpice, să nu mai fie în locul în lotul olimpic. Bianca fost din, deci după Jocurile Olimpice și când a aflat că nu va fi introdusă în lotul olimpic. Gândiți-vă cum a fost ea psihic. Da, corect, corect. Corect, o mare problemă. Spune-mi, te rog, cât, pentru că eu cred că ar trebui organizat diferit. Adică dacă stai, bineînțeles că sportul românesc, sportul din România, hai să o luăm așa, pentru că sportul românesc, eu nu cred că există atletism românesc, nu cred că există fotbal românesc, nu cred că există sport românesc. Există sportul din România, atletismul din România și fotbalul din România. Pentru că a spune atletismul românesc subînțelege faptul că România ar fi proprietarii sportului din România, atletismului din România, ceea ce este fals. Românii nu sunt proprietari, pentru că ei în momentul în care se simt, folosești, pe cuvintele contează, în clipa în care folosești expresia atletismul românesc, oamenii se identifică cu performanțele sportivilor și se frustrează mult mai ușor în clipa în care acele performanțe, din vari motive, pentru care publicul nu este educat să înțeleagă ce înseamnă, care e diferența dintre un loc 6 și un loc 3 la Jocurile Olimpice, că de fapt nu e diferență, acolo e totul, se poate întâmpla orice, poți să termini pe locul 10 sau poți să câștigi titlul olimpic. Din cauza aceasta se creează o mare neînțelegere în România. Deci, atletismul din România și sportul din România sunt puse pe o structură greșită. Pentru că este inacceptabil ca un loc 6 la Jocurile Olimpice să nu beneficieze de condiții și să nu fie prins într-un program de pregătire de înaltă performanță.
Este, mă rog, și aici sunt multe de discutat, dar e vorba de administrație, vorba de management și așa mai departe. Spune-mi, te rog, pentru că tu sunt sigur că te uiți și la bugete. Câți bani se consumă cu un sportiv în medie, un sportiv de Jocuri Olimpice, de finale de Jocuri Olimpice, pe an? Da, poți să n-am făcut un calcul. La următorul interviu chiar am să fac un calcul. Bine, dar ar trebui ăsta să vi-l fac pe un stadiu de 3 ani de zile. Cam așa trebuie să fac, nu? Știi ce de ce te întreb? Pentru că imediat după terminarea sezonului, după campionatele europene, eu am spus în clipa în care am văzut că voi ați fost chemat la guvern, eu am spus, și Ovidiu știe foarte bine, am spus că voi n-ar fi trebuit să mergeți la guvern. A fost o mare greșeală că trebuia să mergeți la guvern. Pentru că guvernul nu poate face nimic. Voi trebuia să, Federația Română, conducătorii Federației Române trebuiau să vă ia de mână și pe tine și pe Bianca. Pe tine pentru că, mai ales pentru că tu erai cea care punea mâna pe claxon și care spunea, n-avem, n-avem, n-avem. Bianca probabil că n-ar spune atât de ușor că n-avem, n-avem, n-avem. Pentru că ea, așteptând și beneficiind de condițiile care vin din altă parte, ea probabil că ar fi puțin mai modestă, aparent, în a spune care sunt problemele. Dar din punctul tău de vedere, care tu te uiți de sus și știi care sunt problemele, că tu ești prima care suferă din cauza acelor probleme și te uiți la sportivi și te simți responsabilă pentru ceea ce fac sportivii, tu ești cea care trage semnalul de alarmă de fiecare dată. Exact. 2009 antrenez. Uh-huh. Și vă dați seama, când vezi că din ce în ce este mai prost, adică în loc să se facă ceva, se dărâmă sau nu mai există, vă dați seama că nebunești antrenor, adică unde îți mai faci pregătirea, unde îți faci toate condițiile, banii la cluburi sunt din ce în ce mai puțini. Gândiți-vă că la noi la club, la activitate sportivă, la atletism, s-au dat 6.000 de lei, 6.500 de lei. Uh-huh. 6.500 ce înseamnă? 15.000 de euro. Nu, mai puțin, 12.000 de euro. 12.000 de euro. Ce faci cu 12.000 de euro când 1.200. Tu ai 3 antrenori, mai ai și sportivi de valoare. Ce faci cu banii ăștia? Bine, de ce spun că a fost o greșeală să mergeți la guvern? Pentru că nu guvernul trebuie să vă dea bani. Dacă tragi linie și adunând, în Statele Unite, punctul meu de plecare este că în Statele Unite guvernul federal și nici guvernele locale nu dau bani la sport. Dau zero bani la sport. Dar sistemul este de așa manieră construit încât reușesc, toți cei care sunt în sport, reușesc să adune cel puțin fonduri pentru pregătire liniștit. Din punct de vedere al salariilor, da, se poate deschide o altă discuție. Dar din punct de vedere al condițiilor... De unde vin? Vin din sponsorizări. Da. Vin de la banii care, în special la universități, vin de la oameni care au învățat la acele universități și care donează bani, dau bani pentru pregătire. Aici trebuie un conducător foarte bun, un manager foarte bun la club, nu? Trebuie să ai un manager foarte bun care să știe să-ți vândă produsul pe care l-ai. Uh-huh. Avem o Gilbert Bianca, campioană uh-huh. europeană, nu? Uh-huh. Păi aici te duci și cauți. Cauți sponsori, cauți banii, să poată să vină și din momentul ăsta poți să-ți faci și altele pe lângă. Permite-mi un minut, pentru că vreau să-ți explic care a fost ideea mea imediat după campionatele europene. Deci după campionatele europene, conducerea federației trebuia să vă ia pe voi două și să meargă la sponsori. Pentru că exista un motiv în principal la care, indiferent cine ar fi fost, indiferent ce companie ar fi fost, n-ar fi putut să spună nu există performanță. De ce vreți voi sponsorizare? Pentru că titlul Biancăi european nu mai avea nevoie de niciun fel de prezentare. Intrați pe ușă și puteați, cum să spun, aveați, dacă erați pe o treaptă mai sus decât cei cu care discutați. Adică puteați să le prezentați, puteați să vă faceți, să vă prezentați cazul vostru într-un mod pozitiv. Nu trebuia să-i convingeți de nimic. Deja titlul de campion european era destul de convingător. Problema a fost că voi ați mers la guvern și la guvern acolo sunt tabere diferite. Oamenii ăia nu... Da, înțeleg. Dar primul lucru, Mihaela, prima întrebare care vi s-ar pune de către un director de companie. Asta ar fi întrebarea. Cât consumă un sportiv pe an? Deci voi trebuie să fiți în stare la un moment dat, pentru că sportul încet încet se va desprinde de guvern, de bugetul național. Nu poți
Nu poți continui să repet treaba asta. Nu poți să ignori faptul că ai nevoie de servicii sociale, de pensii la bătrâni, ai nevoie de sănătate, ai nevoie de apărare, ai nevoie de infrastructură. Nu poți să pui sportul înainte. Și încet, încet se va desprinde de banii de la guvern. În acel moment, fiecare om care răspunde, antrenor, administrator, manager din sport, trebuie să fie în stare să răspundă la această primă întrebare. Cât consumă un sportiv? Bineînțeles, probabil eșalonat, adică e vorba aici de nivele diferite, de nivel de mare performanță, de nivel de jocuri olimpice, de nivel de campionate europene, de nivel de campionate jocuri balcanice, de nivel de campionate naționale. Cât consumă acel sportiv în fiecare sezon? Pentru că fără aceste cifre, nimeni nu va putea să vă dea bani, pentru că nu știe câți bani trebuie să vă dea. Deci voi trebuie să, și tu inclusiv, pentru că și tu ești antrenor și ai lucrat, înțeleg, în Bacău, ai lucrat în administrație, corect? Da, pot să vă și spun că am făcut un calcul. Uh-huh. Deci ar fi cam între 2.000 și 3.000 de lei la noi, pe lună. Deci ai sub... Nu, 3.000 de euro, nu? Am zis lei? Euro, ai zis euro. Lei. Corect, 3.000 de euro. Deci voi trebuie să le dați agenților economici ceva cu care ei să lucreze, adică să înțeleagă dimensiunea unei sponsorizări. Și voi trebuie să înțelegeți, nu știu că oamenii din federație înțeleg ce înseamnă să sponsorizeze, dacă s-ar fractura, eu nu recomand chestia asta, dacă guvernul ar tăia brusc finanțarea Federației Române de Atletism, ce s-ar întâmpla? Pentru că ai două șanse, să dispari sau să continui să iei taurul de coarne și să spui nu, noi trebuie să găsim o altă cale, care e metoda americană. Americanii așa fac. Americanii niciodată nu vor abandona. Americanii vor spune, a, nu mai poți să intru pe ușa asta, intrăm pe fereastra aia. Sau o luăm prin spatele casei și intrăm. Există o formulă. Și într-adevăr, de ce spun chestia asta? Pentru că sportivii de mare performanță, atât tu care ai avut performanțe extraordinare în sport, cât și președintele Federației Române de Atletism care a avut performanțe extraordinare în sport, înțeleg lucrul ăsta. Pentru că în performanță, în clipa în care ai obstacole în față, nu spui gata. Mă retrag, mă duc în tribună și beau un suc. Nu, cauți altă formulă și altă formulă și altă formulă. Încerci să te reinventezi continuu pentru a ajunge la linia de sosire sau a arunca sau a sări cât mai mult. Chestia asta cu da, Ovidiu. Bine, nu, e bine punctat, mai că we run out of time, e cam târziu. Vreau doar o încheiere, dacă se poate. Ok. Da. Mihaela. Mă bucur că am fost colegi de generație. Felicitări pentru rezultate fabuloase din sport care le-ai avut. Felicitări ca antrenor. Dorim mult succes în continuare de acum încolo și să continui pe aceeași pantă ascendentă, să zic așa. Să continui să meargă din plin tot timpul, pentru că se pare că ai sportiv de valoare și atletismul a stat, din păcate, mai mult în aruncări în ultimii ani și sper ca să ți se îndeplinească tot ceea ce ți-ai dorit la apropiate campionate mondiale și la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi și dorim mai bine. Vă mulțumesc și eu, Doamne ajută! Eu zic că o să facem treabă, mai ales după toate discuziile astea, într-adevăr aveți dreptate cu tot ce ați discutat până acum. Într-adevăr, banii ar trebui aduși de cineva. Dar nu de mine, pentru că eu îmi fac treaba mea de tehnician. Trebuie să fim ajutată. Noi, dacă e, putem merge acolo unde trebuie, dar trebuie să fim ajutați. Și într-adevăr, nu sunt foarte mulți bani, adică putem să facem cu bani mai puțini, să facem performanță. Cu cât aducem mai mult, putem să mai și investim, știți? Mm-hmm. Adică putem să ne facem un teren de aruncări, putem să facem multe. Dar trebuie să avem o persoană care se ocupe de așa ceva. Există vreun departament de marketing în Federația Română de Atletism? Nu știu. Să întrebăm la federație. Nu mă întrebați pe mine. Da, răspuns e foarte clar. Pentru că dacă ar fi existat, mi-ar fi spus imediat. Da, există, sunt trei persoane, au mers acolo. Deci răspunsul tău e mai mult decât clar. Mihaela, îți mulțumesc pentru deschiderea, pentru timpul care ne l-ai acordat. Pentru faptul că ai fost foarte amabilă de la început și îți urez mult succes. Sunt sigur că veți avea succes. Știu și eu.
Și ție personal îți doresc să cucerești cele două medalii cu sportivii tăi, cele două medalii olimpice, pentru că... Una de aur. Da, una de aur. Și îți doresc de asemenea să fii acolo, la Jocurile Olimpice, pentru că este așa un blestem, între ghilimele, care te urmărește de foarte mult timp cu Jocurile Olimpice. M-am urmărit în 2000, după 2021, de asta știți că aici e o paranteză, nu mai e. Da? 2024. Poți să faci o paranteză, da. Da, e paranteza asta. Vorbisem când am aflat că nu mă va duce la Jocurile Olimpice, i-am spus antrenorului meu, uite care e treaba, uite, vezi, parcă e ceva, nu vrea să, nici acum nu prind această olimpiadă, eu vreau să o prind, pentru că aveam foarte mare încredere în Bianca Șteancă, va da 74 de metri, deci n-am avut niciun dubiu, știam că va veni acolo în primii 8 sau, oricum cu 74 poți să vii în față, dar poți să vii și în primii 8. Și chiar îmi doream acest lucru, plus că l-aveam și pe Alex și reușisem cu el atunci la ultima competiție, da, și el 83 de metri la competiție, parcă, sau 82, nu, 81, 81 mi-a dat. Și aveam mari speranțe de la ei, pentru că eu n-aș fi vrut să merg acolo la plimbare, îi convenea să, mai ales atâta drum, plimbare, deci nu aveam chef de așa ceva. Cu toate că a fost și COVID-ul, am stat corect, în cameră. Corect, corect, da, deci nu mergi la plimbare, deci, efectiv. Da. Mă duceam strict ce interesa pe mine și am zis, hai, nu-ți sătur la locul tău și dă-mi-l mie să merg. Și că, da, a fost o chestie că trebuie să meargă cu sportivul și uite așa n-a fost, dar cu siguranță o prim pe aia din 2024. Cred că la asta n-am fost, că nu puteam să iau aurul și merg în aia de 2024. Bine, iau și aurul, sigur. Știi foarte bine. Eu am văzut că Federația Română de Atletism și-a asumat o medalie la următoarea ediție a Jocurilor Olimpice. E asumată. Nu e promisă. E asumată. Dacă... Haideți să vă spun ce. Acum la Jocurile Olimpice, nu? Da. Din 2024. Exact. Să vă spun de ce. Pentru că eu cu Bianca am discutat și eu nu mi-am asumat nicio medalie acum în 2024 pentru că n-am vrut. Deci n-am vrut. Și după, bineînțeles, după ce am avut ședința la COSR, au zis că nu are cum să-i dea pentru prima olimpică. Nu poate să-i dea 3.000 de lei decât 2.500 pentru că nu ne asumăm medalia. Dacă nu ți-asumi medale, nu poate să-ți dea 3.000, decât 2.500. Și am zis, mă, ea este locul 6 la olimpiadă, campioană europeană, locul 6 la mondiale și doar, oricum e diferența foarte mică de 500 de lei între cum iau ceilalți care sunt locurile 20-30 față de una care a și luat medale, care ți-a venit, a luat aur la pene, adică are șanse să vină să ia o medalie nu la olimpiadă. Și până la urmă am zis, am zis, hai să trecem medalii până la urmă. Da, de este eu n-am vrut să trec. Corect. E o strângere cu ușa, de ce? Pentru că aici este vorba de responsabilitate. Deci ei vor transfera responsabilitatea dacă conducătorii Federației Române au mers la Comitetul Olimpic Român și și-au asumat, dar dacă acel obiectiv nu va fi atins, automat ei vor transfera responsabilitatea pe scară ierarhică a antrenorului celor care și-au asumat. Problema ce aici, uitându-mă în plus, e, dacă te uiți la clasamentele internaționale la final de an, anul ăsta, există o sportivă, una dintre cele trei keniențe care au fost naturalizate, care într-adevăr este în top la maratonul feminin. Deci este în top european, e în, cred că, prima. Iar în topul mondial este undeva în primele șase. Deci, practic, cu una dintre cele trei sportive, la o probă din asta de fond, s-ar putea să încurce lucrurile undeva. E posibil. Și atunci, evident că, și din punctul al strategiei, dacă stau să mă gândesc, este bine, pentru că există Bianca, are, cum să spun, obiectivul ei este să se claseze cât mai sus, să prindă finala și după aia cât mai sus, iar fetele astea din Kenya, iarăși, aduc un plus. Și având două variante, poate chiar trei variante, nu știu, dar cel puțin două variante, te face
să te uiți puțin mai încrezător la ediția asta din 2024. Nu știu ce se va întâmpla la următoarea ediție, pentru că acolo deja, schimbându-se vârsta, sportivul ăsta din Kenya... 2028. Mai fac până 2028. Mai antrenez. Da. Tu da, cu alți sportivi. Da, dar acolo se schimbă puțin calculele, pentru că trebuie să schimb generațiile. Și aici deschidem altă discuție în clipa în care vorbim despre generații. La aruncări, a văzut că vin tineri din spate, dar la celelalte probe, multe semne de întrebare. Da, bun, Mihaela, încă o dată îți mulțumesc pentru deschidere și mult succes. Repede, nu? Doamne ajută să fii bine. Numai bun, Mihaela.